Jack și vrejul de fasole, de Joseph Jacobs. A fost odată o văduvă săracă, care avea o colibă într-un sat undeva departe de Londra. Văduva avea un singur copil, un băiat, căruia îi îndeplinea orice dorință, iar pe acesta nu-l interesa nimic din ce îi spunea ea și era tare risipitor. Pe băiat îl chema Jack. Toate prostioarele pe care le făcea nu se datorau firii lui rele, ci din cauză că mama lui nu îl certase niciodată. Văduva nu era bogată, iar Jack nu voia deloc să muncească, iar biata femeie era nevoită să câștige existența pentru amândoi și vindea tot ce avea. Și a vândut până când nu i-a mai rămas decât o biată vacă. "Oh, băiat rău ce ești," zise femeia. "Din cauza traiului tău nesocotit, ne-ai ruinat pe amândoi. Netrebnicule, nu mai am bani nici pentru un colț de pâine. Și mai am doar o vacă, pe care va trebui să o vând și pe ea, că altfel vom muri de foame." Pentru câteva minute, Jack chiar fu emoționat, însă îi trecu repede. Apoi, fiindcă nu mâncase nimic și i se făcuse foame, atât a tot bătut-o la cap pe biata femeie să vândă vaca, încât, până la urmă, femeia nu a avut de ales. Așa că Jack luă vaca și plecă spre târg. Pe drum se întâlni cu un măcelar, care îl întrebă ce face cu vaca. Jack îi răspunse că merge în târg să o vândă. Măcelarul avea la el, în traistă, niște boabe de fasole în toate culorile. Erau așa de frumoase că Jack le și văzu. Măcelarul observă că Jack se uită la boabele lui de fasole și, pentru că îl știa pe Jack cam slab de înger, îi veni în gând ideea să-l păcălească și îi zise că îi oferă fasolea în schimbul vacii. Băiatului îi se păru o idee formidabilă și îi zise că acceptă târgul, iar vaca fu dată pe câteva boabe de fasole. Jack se grăbi să ajungă acasă și să-i arate mamei lui ce afacere bună făcuse și îi arătă boabele de fasole. Văduva, când văzu boabele, le aruncă cât colo și acestea se împrăștiară prin toată curtea. În ziua următoare, Jack se trezi foarte de dimineață și, când se uită pe geam, văzu în grădină ceva foarte ciudat. Fugi repede în grădină și observă că boabele încolțiseră și crescuseră de toată frumusețea. Erau mari și dese și încolăcite așa încât parcă formau o scară. Jack se uită în sus și nu putu să vadă capătul vrejului, parcă se pierdea undeva în nori. Și, când văzu treaba asta, îi veni ideea să urce pe vrejul de fasole ca să vadă cât de mult a putut să crească. Uită și de faptul că era foame și se duse să-i spună și mamei lui ce avea de gând să facă. Biata femeie îl rugă să renunțe la ideea asta, dar în zadar. Așa că Jack porni spre vrej și începu să se cațere pe el. Și urcă timp de câteva ore și când în sfârșit ajunse în vârful vrejului de fasole, era istovit. Se uită în jur și observă cu uimire că se află într-o țară foarte ciudată. Zici că era un deșert pustiu. Nu era niciun copac și nicio viețuitoare. Jack se așeză pe un bolovan și se gândi. Se gândi la mama lui. Acum îi părea rău că nu o ascultase și că se cățărase pe vrejul de fasole. Se gândi și că acum va muri de foame. Dar se ridică de pe bolovan și merse mai departe, sperând că o să găsească pe cineva și o să-i dea ceva de mâncare. Și cum merse el așa, deodată văzu în depărtare o femeie tânără și frumoasă, care avea în mână o nuielușă albă, care în vârf avea un păun din aur. Tânăra se apropie de el și îi spuse: "Vreau să-ți spun o poveste pe care mama ta nu are curajul să ți-o spună, dar trebuie să-mi promiți că vei face exact cum îți voi spune. Dacă nu vei face tocmai cum îți voi spune, eu o să-mi pierd puterile de zână și îmi voi pierde și puterea de a te ajuta, iar tu nu vei putea supraviețui acestei încercări." Jack se sperie auzind acestea,
însă îi promise zânei că o să facă în tocmai cum spune ea. Așa că zâna a început să spună povestea. Tatăl tău a fost un om foarte bun la suflet și foarte bogat și niciodată nu a refuzat pe cineva care i-a cerut ajutorul. Din contră, el era cel care îi căuta pe cei care aveau nevoie de ajutor. Însă, undeva la câțiva kilometri de casa tatălui tău, trăia un uriaș crud și rău, care înspăimânta tot ținutul. Acest uriaș era foarte invidios și nu îi plăcea să audă povești despre oameni cunoscuți pentru bunătatea lor. Așa că, uriașul își jură că o să facă rău oamenilor care fac fapte bune, ca să nu mai audă de ele de la ceilalți. Însă, tatălui tău nu era frică de răul pe care îl puteau face ceilalți, pentru că era un om prea bun. Însă, uriașul găsi o ocazie foarte bună să-și pună în aplicare planul ticălos. Așa că, atunci când auzi că părinții tăi vor pleca pentru câteva zile la un prieten care locuia destul de departe de ei, îi întinse o cursă tatălui tău, încât acesta fu omorât, iar mama ta fu prinsă în drum spre casă. Când s-au întâmplat toate acestea, tu aveai doar câteva luni. Săraca ta mamă era îngrozită. Oamenii uriașului o duseră într-o ascunzătoare și o ținură acolo captivă împreună cu fiul ei pentru mult, mult timp. Îngrijorați, slujitorii părinților tăi porniră în căutarea lor. Dar, degeaba, nu aflară nimic despre stăpânul lor. Planul diabolic al uriașului mergea mai departe de atât. Acesta falsifică un testament în care își însuși toată averea tatălui tău în calitate de tutore. Mama ta a stat captivă acolo câteva luni, până când uriașul a pus-o să jure că nu va spune nimănui ce a făcut, iar astfel îi va da libertatea. Iar ca să nu-i poată face niciun rău în caz că își încalcă promisiunea, uriașul o trimise cu un vapor într-o țară îndepărtată și o lăsă acolo singură cu copilașul ei și fără niciun bănuț. Dar norocul ei e că ascunsese câteva bijuterii și așa ați reușit voi să trăiți. Când s-a născut tatăl tău, eu i-am fost zână ursitoare. Dar să știi că și zânele au reguli pe care nu trebuie să le încalce. Eu am făcut o greșeală cu puțin timp înainte ca tatăl tău să fie omorât, iar ca pedeapsă mi-a fost luată toată puterea pentru un timp, iar din această cauză nu am putut să-l ajut pe tatăl tău exact când avea mai mare nevoie. Chiar în ziua în care te-ai întâlnit cu măcelarul, când te duceai să vinzi vaca, mi-au revenit puterile. Și, fără să-ți dai seama, eu te-am făcut să schimbi vaca pe boabele de fasole. Și datorită puterilor mele, vrejul a crescut mare și a format o scară. Uriașul trăiește chiar în acest ținut, iar tu ești cel ursit să-l pedepsească pentru toate răutățile pe care le-a făcut. Trebuie să înfrunți multe pericole și multe greutăți, dar trebuie să reușești să-ți răzbuni tatăl, pentru că altfel nu vei reuși în încercările tale. Iar toată averea uriașului este de fapt a ta, deși acum ești lipsit de ea. Trebuie să ai grijă, pentru că uriașul este foarte pătimaș în ceea ce privește aurul și ar observa imediat dacă lipsește ceva. Însă, trebuie să iei cât poți și să nu îl înfuri pe uriaș, pentru că după aceea va fi și mai atent. Trebuie să-l urmărești tot timpul, pentru că numai cu pricepere și cu agerimea minții poți să-l învingi și să-ți recapeți toate bunurile și totodată să-l pedepsești pentru groaznica lui crimă. Acum, trebuie să-mi promiți că nu o să-i spui mamei tale că știi povestea despre tatăl tău până data viitoare când ne vom revedea. Iar acum, mergi tot înainte pe acest drum și o să găsești casa dușmanului tău. Eu o să te păzesc și o să te apăr și o să te învăț ce trebuie să faci. Dar, să nu uiți, trebuie să-mi asculți sfaturile, că altfel o să primești o pedeapsă cumplită. Și, după ce spuse asta, zâna dispăru și îl lăsă pe Jack singur să-și urmeze drumul.
Jack merse, merse și tot merse până când soarele apuse. Iar deodată, spre marea lui uimire, văzu un palat grandios. Acest lucru îi mai dădu puțin curaj, așa că grăbi pasul și ajunse în sfârșit la palat. La ușa palatului stătea o femeie frumoasă și o rugă să-i dea o bucățică de pâine și un adăpost pentru noapte. Femeia se miră să-l vadă acolo și îi spuse că era tare neobișnuit să întâlnești un tânăr străin în acest loc și îi mai spuse că soțul ei este un uriaș mare și puternic care nu refuza să se hrănească cu carne de om când îi este unul în cale. Când auzi acestea, Jack se sperie foarte tare, dar își aminti că zâna îl protejează și speră că aceasta îl va feri de uriaș. Așadar, o rugă încă o dată pe femeie să-l adăpostească numai pentru o noapte și să-l ascundă unde credea ea că e mai bine. Femeia se lăsă convinsă până la urmă, pentru că era o femeie bună și îl conduse în casă. Au trecut printr-o încăpere fastoasă, cu o mobilă cu gust. Apoi, au trecut prin câteva camere ce păreau părăsite. Pe urmă, au ajuns într-o galerie lungă și îngustă și foarte puțin luminată, doar cât să observi că de ambele părți, în loc de pereți, erau gratii de fier. Arăta ca o închisoare întunecoasă și de acolo de unde erau, se auzeau vaitele câtorva victime nenorocite pe care fiorosul uriaș le ținea ca rezervă pentru pofta lui de mâncare greu de potolit. Săracul Jack fu de-a dreptul înspăimântat văzând asemenea scenă oribilă. Îi era frică să nu devină și el mâncare pentru uriaș și astfel să nu-și mai vadă mama niciodată. Însă își aminti de zână și o flacără de speranță îi cuprinse sufletul. În sfârșit, ajunseră și într-o bucătărie spațioasă, unde ardea un foc mare. Femeia cea bună îi dădu lui Jack să mănânce și să bea pe săturate. Băiatul fu întrerupt din ospăț de o bătaie atât de puternică în poartă, încât se cutremura casa. Femeia îl ascunse repede în cuptor și fugi să deschidă ușa bărbatului ei. Jack îl auzi pe uriaș spunând cu o voce răsunătoare ca un tunet: "Femeie, simt miros de carne proaspătă." Iar femeia îi răspunse: "Ei, nu ai de unde. Probabil că e mirosul oamenilor din închisoare." Uriașul nu mai zise nimic și păru că o crede pe femeie și se așeză lângă foc, așteptând să-i fie servită cina. După o vreme, Jack se uită la monstru printr-o crăpătură din ascunzătoarea lui și se minună de ce cantitate mare devora uriașul, de parcă nu o să termine niciodată de mâncat și de băut. Într-un sfârșit, uriașul termină de mâncat și îi fu adusă pe masă o găină ciudată. Jack era foarte curios de ce o să se întâmple. Găina stătea liniștită în fața uriașului și ori de câte ori acesta îi zicea "ouă-te", găina făcea câte un ou din aur. Până la urmă, uriașul a adormit, scoțând niște sfărăituri ca bubuitul unui tun. De dimineață, când uriașul încă dormea, Jack se furișă afară din ascunzătoare, luă găina și alergă cât îl țineau picioarele până ajunse la vrejul de fasole și coborâ mai iute decât se aștepta. Când îl văzu, mama lui fu foarte fericită, iar Jack îi spuse: "Uite, mamă, ți-am adus ceva care o să te facă foarte fericită și foarte bogată." Așadar, găina a ouat câte ouă au vrut ei și le-au vândut și curând aveau tot ce și-au dorit. Jack și mama lui au trăit fericiți timp de câteva luni, însă Jack își dorea să mai facă o vizită uriașului. Așa că, într-o dimineață, se cățără iar pe vrejul de fasole, iar până seara ajunsese deja la palatul uriașului. Ca și data trecută, femeia stătea la ușă. Jack îi spuse femeii o poveste înduioșătoare și îi ceru adăpost pentru noapte, așa cum făcuse și prima oară. Femeia miloasă îi zise că a mai făcut așa ceva pentru un băiat lihnit,
însă nerecunoscătorul a furat una din comorile uriașului și după această întâmplare a avut numai necazuri. Cu toate astea, îl lăsă pe băiat să intre și îl duse în bucătărie și îi dădu de mâncare și îl ascunse într-un dulap vechi când îl auzi pe uriaș că vine. Uriașul luă cina ca și data trecută și după cină îi ceru soției lui să aducă saci cu aur și argint. Din ascunzătoarea lui, Jack se uită pe furiș la uriaș care număra comorile din saci. După ce uriașul puse toți banii de aur și argint înapoi în saci, adormi și începu să sforăie. Atunci, Jack ieși tiptil din dulapul vechi, se apropie de uriaș, dar dintr-o dată un cățel ieși de sub scaun și începu să latre furios. Spre norocul lui, uriașul nu se trezi, iar câinele încetă să mai latre. Așa că Jack luă sacii, ieși pe ușă și imediat ajunse teafăr și nevătămat la vrejul de fasole. Când ajunse la casa mamei lui, observă că nu era nimeni înăuntru. Așa că, surprins și îngrijorat, merse în sat și o femeie îi zise unde să o găsească pe mama lui. Când intră în acea casă unde era mama lui, o găsi pe biata femeie pe moarte. Văzând că fiul ei s-a întors victorios, mama își reveni imediat. Apoi, Jack îi dădu cei doi saci plini cu aur și argint. Mama observă că pe Jack îl chinuie niște gânduri ascunse și încercă să afle ce anume. Însă Jack nu putea deloc să-i spună motivul tristeții lui și încercă din răsputeri să-și oprească dorința care îl împingea să mai urce odată pe vrejul de fasole. În cea mai lungă zi a anului, Jack urcă din nou pe vrejul de fasole și ajunse cu greu în vârf. Ca de obicei, găsi repede drumul și ajunse seara la palatul uriașului, unde, și de data aceasta, soția lui stătea la ușă. Se deghizase foarte bine, așa că femeia nu îl recunoscu. Într-un final, reuși să o convingă pe femeie să-l lase în palat și, de data aceasta, femeia îl ascunse într-un cazan de aramă. Când ajunse uriașul acasă, acesta zise: "Femeie, femeie, simt miros de carne proaspătă." Însă lui Jack nu îi fu frică de data asta, pentru că uriașul mai zisese așa și pe urmă se potolise. Dar acum uriașul nu mai ascultă ce-i zise soția lui și se puse să caute prin toată casa. În tot acest timp, Jack era de-a dreptul îngrozit și își dorea așa de mult să nu fie acolo, ci în casa mamei lui. Deodată, uriașul veni lângă cazan și puse mâna pe capac, iar Jack crezu că atâta i-a fost, că nu mai are mult de trăit. Dar, din fericire, uriașul se opri brusc din căutat și nu mai ridică capacul. Se duse și se așeză lângă foc, mâncă cina și îi spuse nevestei lui să-i aducă harpa. Când se uită din ascunzătoarea lui, Jack văzu o harpă așa de frumoasă cum nici nu vă puteți închipui. Uriașul puse harpa pe masă și zise: "Cântă!" Iar harpa a început să cânte singură. Cânta o muzică deosebit de frumoasă. Jack fu așa de impresionat și parcă își dorea harpa mai mult decât celelalte comori pe care le luase. Curând, muzica l-a dormit buștean pe uriaș, așa că acum era momentul ca Jack să ia harpa și să fugă. Așa că ieși din cazan, luă harpa în mână, însă aceasta era sub stăpânirea unei zâne și începu să strige: "Stăpâne! Stăpâne!" Brusc, uriașul se trezi și sări direct în picioare încercând să-l prindă pe Jack. Dar pentru că băuse așa de mult, abia se mai ținea pe picioare. Jack alergă cât îl țineau picioarele, iar uriașul, revenindu-și puțin, porni clătinându-se pe urmele lui Jack. Tot drumul, uriașul strigă în continuu după Jack, cu o voce răsunătoare, și de câteva ori era chiar să-l prindă. Dacă nu ar fi băut, uriașul ar fi putut să-l ajungă pe băiat dintr-o clipă. Însă,
Așa, Jack a reușit să ajungă la vrejul de fasole și să-l coboare cât de repede a putut. Când ajunse jos, Jack îi ceru repede mamei lui o secure și tocmai când uriașul începea să coboare pe vrej, Jack reteză vrejul de la rădăcină, iar uriașul căzu cu zgomot în grădină. Atunci, Jack îi promise din inimă mamei lui că de acum încolo va fi un băiat cu minte și ascultător și o rugă să-l ierte pentru toate supărările pe care i le-a făcut. Și, într-adevăr, Jack se ținu de cuvânt și de atunci, un băiat mai respectuos, mai iubitor, mai harnic și ascultător, nu cred să fi fost altul ca el.